în ogorul lui Dumnezeu, pentru că nu-i croit pe măsura mea, nici pe măsura ta, e nevoie de un efort de echipă. Și o biserică este cu atât mai sănătoasă, cu cât tot mai mulți fac tot mai puțin, până când toți sunt slujiți și nimeni nu e expuizat. Atunci când punem povara pe umerii unuia sau unui grup mic de oameni, în îi îngropăm îngropăm și pe ei, îngropăm și biserica. Pentru că biserica este o realitate mult prea complexă ca Dumnezeu să o pună pe umerii cuiva. Dar noi ne-am creat structurile noastre piramidare, având impresia că vom găsi supereroi care să poată purta toate poverile bisericii. Dragii mei, nu e adevărat. Și de aceea Domnul Iisus S-a promis pe sine între noi ca El să poarte toate poverile. El ne-a promis că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, așa cum ați auzit rugăciunea, El este prezent între noi și celebrăm prezența Lui. Dar, pe de altă parte, avem o altă promisiune. Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Dacă El este prezent în jurul Lui, nu poate fi un alt om. El nu are nevoie de purtător de cuvânt ci trebuie să fie o echipă de oameni. Și de aceea tema din această seară, mai ales pentru cei care veniți pentru prima dată cu noi, noi călătorim prin câteva principii care ne cheamă la implicarea în secerișul lui Dumnezeu, în misiunea pe care Hristos a lăsat-o bisericii lui. În Matei, capitolul 9, versetele 35 la 38, îl auzim pe Domnul Isus Hristos vorbind. Isus străbătea cetățile și satele, făcând trei lucruri. Învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Făcea trei lucruri ca Fiul lui Dumnezeu întrupat printre noi. Învățând în sate și sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință. Și în timp ce își făcea lucrarea pe pământ, el observa realitatea din jurul lui. Și observați, în versetul imediat următor, zice, când a văzut noroadele, i s-a făcut mile de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Și a zis ucenicilor săi, Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Și de când este istoria, dragii mei, acest adevăr a rămas valabil. Știți de ce? Pentru că secerișul lui Dumnezeu este cât lumea asta de largă, de mare. Secerișul lui Dumnezeu începe în familia mea, dar nu se poate termina acolo. Începe în Ierusalim, dar trebuie să continue în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și uitați-vă la lumea în care trăim. Este o lume care zace în întuneric, despărțită de Hristos. Și dimineața am văzut implicațiile în străinării inimii omului de Hristos. În momentul acela intri în vria păcatului și diavolul nu face decât să junghie, să prăpădească. El nu vrea să mântuiască pe nimeni pentru că este răzvătit împotriva lui Dumnezeu și nu se poate mântui nici pe sine. Dar Domnul Iisus nu s-a oprit la a constata lucrurile, ci El însărcinează pe ucenicii prin ei biserica Lui la ceea ce avem noi de făcut astăzi. Rugați dar pe Domnul Secerișului să scoate lucrător la Secerișul Lui. Zile trecute stăm de vorbă cu un om care o viață întreagă, a călătorit și în România vreo 27 de ani, a fost director general la un mare liceu din Olanda și avea cel puțin șase directori sub mână și zice, aici m-am întâlnit cu Hristos în biserica voastră. Aici m-am întâlnit cu Hristos și toată filozofia mea s-a schimbat pentru că mi-am dat seama că nu rezultatele academice sunt pe prim plan, ci sufletele copiilor. Și la noi în școli avem de la handicapați până la oameni extraordinar. Zice, suntem al cincilea liceu sau printre primele cinci licee din Olanda. Pentru că am pus accentul pe ceea ce Dumnezeu pune accentul. Dragii mei, lucrul acesta este adevărat în toată lumea. Și întotdeauna secerișul este mult mai mare decât noi putem cuprinde, măcar cu gândul, dar aminte cu resursele noastre și cu posibilitățile noastre. Rugați dar pe Domnul Secerișului să scoate lucrător la Secerișul Lui. Și cel care orchestrează secerișul acesta lui Dumnezeu, după ce Hristos a venit și și-a făcut lucrarea, s-a înălțat la cer, este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, când s-a revărsat, dragimei mei, peste istoria noastră, ca să preia lucrarea lui Hristos, să o aplice la viețile oamenilor, a așezat biserica lui pe câțiva stâlpi. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în frângerea pâinii și în rugăciunii. Ei nu celebrau frângerea pâinii ca și noi, pentru că Domnul Isus n-a creat un ritual special odată la lună, ci ei o făceau în fiecare zi acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Imaginează să pornești în viață, în lucrurile de zi cu zi, de sub crucea lui Hristos, în fiecare zi. N-au timp scaieții să se lege de tine Pentru că ești obligat să-i cureți de fiecare dată Să te cercetezi pe tine însuți Dar frângerea pâinii era o activitate în biserică În diverse situații Și când erau singuri acasă, dragii mei Și când erau adunați ca și, ca și biserică Ca biserica din Corin Sau când erau pe vase în mijlocul furtunii După ce nu mâncaseră câteva zile S-a sculat Pavel A luat a frânt pâinea înaintea lor și s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a salvat cel puțin oamenii dacă rabia a pierit. Dar noi suntem adunați ca biserică la frângerea pâinii. Și la frângerea pâinii ne-am adunat ca să ne încurajăm unii pe alții în a cunoaște pe de-o parte a ne însuși pe de-altă parte principiile implicării în misiunea împărăției lui Dumnezeu. Dacă secerișul este mare, e nevoie și de tine și de mine, indiferent cine ești. Dragii mei, și în familiile noastre, dacă ne implicăm copiii în lucrurile din casă, dacă nimic altceva să ducă gunoiul sau să ducă laptele de la... sau sunt atâtea lucruri mărunte de făcut și dacă implicăm în familie, se vor implica și în biserică. Dar pentru asta trebuie să ne fie clare principiile implicării în împărăția sau în secerișul, care nu e al nostru, e ale lui, e se secerișul este al lui. Și de aceea aș vrea să încep doar amintindu-vă pașii pe care i-am parcurs împreună. În primul rând, secerișul lui Dumnezeu vizează oamenii. Pentru că Biserica lui Dumnezeu nu sunt zidurile, ritualurile și programele, dragii mei. Biserica lui Dumnezeu sunt oamenii. Hristos a promis să fie prezent acolo unde doi sau trei, dacă nu sunt oameni, El nu are ce căuta acolo. Prezent acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui. Și de aceea, într-o familie, între soț și soție, poate fi Hristos prezent și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Dar el este prezent și în comunitatea celor născuți din nou. Secerișul lui Dumnezeu vizează oamenii. Și cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate lucrurile ca să umple toate lucrurile, mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Dacă ne gândim la secerișul lui Dumnezeu doar ca să-i smulgem pe oameni din tunerec, să-i priponim în bănci, în bisericile noastre, nu ne-am terminat lucrarea. Pentru că dorința lui Hristos este să umple pe fiecare dintre noi. Planul lui Dumnezeu a fost să ne facă asemenea chipului fiului său. Viața creștină este o călătorie. Și în călătoria aceasta avem de urcat scara devenirii cristice, să ajungem asemenea Domnului nostru Isus Hristos. Iar pentru ca să-și realizeze acest scop, Domnul Isus a avut o strategie. Dacă continui citirea din Efeseni, capitolul 4, versetul 11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, ori sfinții sunt desăvârșiți dacă sunt plini de Hristos, dacă Hristos trăiește prin ei, atunci sunt desăvârșiți. Și asta face Pavel, pe el îl propovăduim noi, sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus, pentru desăvârșirea sfinților, nu ca să stăm ca bibelouri pe rafturile cerului, ci pentru lucrarea de slujire, spune textul nostru. Dacă vă uitați pe ecran, aveți doar oameni. Oameni cu diverse roluri, diverse maturități, dar care, alături de Hristos, prin Duhul lui Dumnezeu, se implică în lucrarea împărăției. El a dat pe unii apostoli, proci, evangeliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților și lucrarea de slujire este imensă, dragii mei. Atâția oameni care au nevoie de Dumnezeu și în zilele noastre, începând cu copiii și cu nepoții noștri, dar dacă rotunjesc un pic epistola către FSN, aici sunt uh, partea teologică în primele trei capitole, apoi sunt apostolii proroci, dar ce au ei de lucrat? Pe coloana din dreapta vedeți un individ care la un moment dat se căstorește și părmă au copii și trebuie să meargă la slujbă ca să pună pâinea pe masă și din asta e făcută viața fiecăruia dintre noi. Viața fiecăruia dintre noi. Lucrarea în secerișul lui Dumnezeu, în oameni, începe cu înnoirea în Duhul minții noastre, transformarea noastră în gândire. Dacă până acum am fost vrășmașa lui Dumnezeu, acum începem să ne frământăm cu cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. În momentul în care ți-ai pus tu masca pentru că s-a depresurizat avionul, poți să-ți ajuți și soția și copilul de lângă tine Totul începe cu mine, totul începe cu noi, pentru că eu nu pot iubi pe alții decât cât mă iubesc pe mine. Și toate astea subordonate iubirii de Dumnezeu. Dar apoi urmează căsătoria, se formează familia, vin copiii între noi și familia se rotunjește. Și pe urmă suntem lansați în societatea acestor zile, împrăștiați, dragii mei, ca griul din mâna semănătorului pe tarlaua lumii ca să fim lumina și sare acolo unde ne -a așezat Dumnezeu. Și doar când am transformat în vehicul al preoției noastre slujba la care mergem în fiecare zi, abia atunci Hristos este mulțumit de noi. Observați, secerișul lui Dumnezeu vizează oamenii și oamenii nu-i poți doar întregimenta într-un ritual creștin, ci oamenii trebuie crescuți într-o chipul și asemănarea Domnului Isus Hristos să-și asume responsabilitățile care cad pe umerii fiecăruia dintre noi. Totul începe cu noirea minții prin cuvântul lui Dumnezeu, cu transformarea vieții, dragii mei, într-o chipul și asemănarea lui Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt pe care o face El, arătându-se prin unul spre folosul celuilalt, în mijlocul comunității în care locuiește Domnul Isus Hristos. Cum arată un om desăvârșit în Hristos? În primul rând nu este ca frunza în vânt, plutind încoace și încolo purtat de orice vânt de învățătură, știe ce crede. Este așezat pe stânca aceasta care este adevărul lui Dumnezeu, stabil din punct de vedere doctrinar. Dragii mei, bântuie învățături de tot felul în jurul nostru. Internetul aduce în bătătura noastră tot ce doriți și vreți. Întrebarea este cum alegi între ele? Cum alegi adevărul de minciună? O minciună este cu atât mai perfidă, cu cât, cu cât conține mai mult adevăr, pentru că o înghiți mai ușor. Și atunci a fi stabil doctrinar înseamnă să citești scripturile, să cunoști cuvântul, să cunoști adevărul lui Dumnezeu. Dar nu e suficient să-ți umpli mintea cu adevărul lui Dumnezeu. Întrebarea este, cum transformă cuvântul viața mea? Pentru că după stabilitate doctrinare ai un caracter integru, un caracter cristic. Un chip al lui Hristos arătându-se prin tine. Dar Hristos n-a venit să I se slujească, ci El însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Și atunci când ne gândim la secerișul lui Dumnezeu, El cuprinde toate aceste lucruri cuprinde toate aceste lucruri. Al doilea principiu. Secerișul lui Dumnezeu este croit pe măsura lui, nu pe măsura ta sau a mea. Cine sunt eu? Un abur care se ridică și piere. Resurse puține, un degetar. Dar dacă cineva îl umple mereu, aș putea stâmpăra setea la mulți oameni, nu-i așa? Dar dacă sunt suficient în mine însumi, mă golesc rapid. Nu mai am ce da, nimănui de lângă mine pentru că n-am primit. Când eram tânăr, m-am frământat. Eu sunt de 76 de ani în biserica asta și nu m-am mutat în alte biserici ca să nu deschid multe conserve. Da? Predicând în fiecare săptămână, n-am putut să repet aceeași predică, cu toate că multe din lucrurile pe care vi le spun deja le știți, le-ați auzit de la mine. Dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă un verset. Înțeleptul își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Învățături noi. Și atunci când stai într-un singur loc și muncești, este cine să toarne și să umple. Da? Când călătorești, se ajung 10 predici pe care le împrospătezi mereu și le spui un pic altfel. Dar când stai în același loc, Dumnezeu are capacitatea să se umple degetarul și să hrănească trupul lui Hristos Pentru că asta este dorința lui Secerișul este al lui Dumnezeu Și este croit pe măsura lui Nu pe măsura noastră Secerișul lui Dumnezeu Dumnezeu este Alfa și Omega Cel din tâi și cel de pe urmă, dragii mei Și Secerișul lui vizează lumea toată Atât de mult a iubit Dumnezeu Irisul, da și Irisul Da și România Dar lumea încât a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când ai intrat în secerișul lui Dumnezeu, sigur că mâinile îți fiind puține și obosit cu multe lucruri, la un moment dat zici, Doamne, nu mai pot lua nimic în mână, orice aș lua în mână, nu mă stric. Dar asta nu mă împiedică să visez la ceea ce s-ar putea face, să nu mă las limitat de ceea ce pot face. Pentru că eu nu visez la secerișul meu, ci visez la secerișul lui. Nu eu sunt cel care trebuie să fiu mulțumit, ci el dorește să mântuiască pe toți oamenii. Și Hristos a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, da? Și noi trebuie să ne rugăm pentru toți. Oricând mă rog pentru împărați, pentru cei înălțați în dregătorii, eu nu o să ajung niciodată în bătătura împăratului să-i strâng mâna. Dar nu mă împiedică nimeni să mă rog pentru el. Așa cum nu l-am piedicat pe Daniel, pe Shadrach, Meșac și Abednego să roage pentru nebucat nețar și vezi un mare împărat de imperii, dragii mei, întors la Hristos. Prin mărturia sau îl vezi în groapa de lei și vine din zor de zi împăratul, Daniel a putut să te scape Dumnezeu? Nimeni nu mă împiedică să visez mult dincolo de posibilitățile mele dacă realmente N-am căzut în capcana să știu că secerișul este atâta cât sunt eu, ci secerișul este al lui Dumnezeu. Visează la ceea ce s-ar putea face. Nu te lăsa limitat de ceea ce poți face. Dar când mă gândesc la resursele mele și la secerișul lui Dumnezeu, eu nu pot face mai mult. Atâta în cap în mâna mea. Dar nu mă împiedică nimeni și nimic să visez, să citesc, să văd ce ar putea lucra Dumnezeu. Și de aceea Scriptura spune, mare secerișului secerișul, puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrător la secerișul lui. Priviți o, o clipă misiunea împărăției, Evanghelia după Matei. Mai întâi i-a chemat după sine să facă din ei pescar de oameni, da? Nu-i interesat peștii, și o știu să aducă peștele în plasa pescarilor. Dar până când nu te-ai întâlnit cu Hristos ca Petru în mod personal și nu l-ai mărturisit ca Domn și Dumnezeul tău, ce să spui altora? Dar uitați-vă unde se termină misiunea noastră. Verticala ține de el, orizontala ține de noi. Se termină, dragii mei, în capitolul 28. Ducându-vă, faceți ucenici din ori toate neamurile, cred că ține și de Madagascar, nu-i așa? Ne-am rugat pentru Ada dimineața și nu știu cu i-a mișcat Dumnezeu inima ca să facă posibilă lucrarea cu 50 de surdomuți din țara respectivă. Dintre noi a plecat doar ea și a lăsat totul aici și s-a dus acolo să traducă în limba lor, în limba um, oamenilor din zona respectivă, ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Imediat după înviere, Domnul Iisus se arată ucenicilor săi deseori, înfățișându-le să viu prin multe dovezi și vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Și la un moment dat, ucenicii pun o întrebare. Doamne, în vremea asta e de gând să așezi din nou împărăția noastră, împărăția lui Israel. Și Domnul Iisus trebuie să vâre mâinile lui și să împingă perspectiva și să o deschidă. Zice, nu-i treaba voastră să știți vremurile soroacele acestea, tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâi Duhul Sfânt și veți fi martori. Din Ierusalim, toată Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Știți ce face Domnul Isus? El nu zice că nu va așeza Dumnezeu împărăția lui Israel, dar nu-i treaba noastră când o face. Treaba noastră, dragii mei, este să intrăm în slujba Lui, în lucrarea Lui. Și lucrarea Lui întotdeauna începe în Ierusalim, dar nu se poate opri acolo. Dacă nu vrem să o ducem mai departe, Dumnezeu are ac de cojocul nostru. Are de pildă acul prigoanei pe care a dus-o prin Saul din Tars. Și sunt obligați creștinii să migreze și să se ducă mai departe în Samaria? Păi ăștia sunt câinii, de ăștia noi nu ne atingem, nu? Domnul Iisus... Și-a învățat ucenicii să slujească neamurile, împărțind pâinea pentru cei care nu erau de-al lor. Și în felul acesta, biserica a învățat să intre în voia stăpânului lor, în voia lui Dumnezeu. Ierusalim, toată Iudea, Samaria, până la marginile pământului. Ăsta este secerișul lui Dumnezeu, ogorul lui Dumnezeu. Și dați-mi voi, în puține cuvinte, să vin și la următorul principiu. În ogorul sau în secerișul lui Dumnezeu se cere un efort de echipă. De ce ați cântat patru și nu unul? Well, întotdeauna un quartet pare mai frumos, mai plin decât un solo, indiferent ce voce ai. Asta nu înseamnă că nu-i frumos și unul și altul, dar observați, se întâmplă ceva, se întâmplă o sinergie și se întâmplă o bucurie extraordinară când auzi armonia asta pe care Dumnezeu a pus-o în mințile noastre. Imaginați-vă când auzi un cor de 700 de persoane sau de 7000 de persoane care au muncit și au lucrat împreună. Și același lucru este adevărat în orice lucrare din împărăția lui Dumnezeu. Lucrarea în secerișul lui Dumnezeu cere un efort de echipă. Spuneți-mi ce vedeți pe ecran. Prima echipă care a existat înainte ca Dumnezeu să fi zis să fie lumină. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nici nu întorci bine paginile de la versetul 1 la versetul 2 și Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dumnezeu cine? Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și atunci când Domnul Isus este acuzat că scoate dracii cu degetul lui Belzebul, el vine și enunță un principiu. Nici o împărăție nu poate fi dezbinată împotriva ei. Dar câte împărății sunt? În esență două, cea întunericului și a luminii. Și aveți pe ecran împărăția luminii. Nimeni niciodată nu poate dezbina persoanele Trinității pe una împotriva celeilalte. E o echipă desăvârșită, perfectă, practic o echipă a lucrat la mântuirea ta și la mântuirea mea au titorit un plan al mântuirii, după care cineva în Sfânta Treime s-a sculat și a zis, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine și a dezbrăcat slava lui și a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, da? S-a făcut asemenea oamenilor și a trăit printre noi, lăsându-se răstignit pentru noi. Iar înainte de a pleca, el s-a uitat la tatăl și a zis, tată, eu vin, ce se întâmplă mai departe? Și tatăl a zis, nu, într-o echipă oamenii conlucrează. Cei din echipă conlucrează. Niciodată, dragii mei, niciodată persoanele trinității nu dau vina unul pe celălalt, ci persoanele trinității trăiesc în armonie, lucrând împreună la realizarea planurilor tatălui. Citiți numai capitolul 15 din Ioan. Tatăl meu este vierul. Eu sunt vița. Voi sunteți blădițele, da? observați, noi am fost ridicați în trinitatea lucrării lui Dumnezeu, să conlucrăm cu Dumnezeu învățând de la echipa care a pornit toată această lucrare. Dar acum trăim în perioada Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt, în ascultare de Tatăl, a luat lucrarea Domnului Iisus Hristos și o aplică la viețile noastre. Duhul Sfânt este Cel care ne convinge de păcat și ne aduce în prezența Domnului Isus să fim curățiți de sângele Lui, ca El să-și poată porni motoarele în noi. Și toate acestea se întâmplă într-o desăvârșită armonie a echipei Sfintei Trăime, a triunului nostru Dumnezeu. Observați, trei persoane, un singur Dumnezeu este taina Scripturilor pe care noi le citim și în care credem. Dar dați-mi voie să aduc lucrurile în dreptul nostru. Ierusalimul meu este familia mea. Dar Dumnezeu m-a așezat într-o familie mai largă, care este biserica. Și noi ca biserică trăim într-o cetate, trăim într-o comunitate, trăim într-o țară. Și de aceea putem adăuga încă un spațiu la secerișul nostru, la ogorul lui Dumnezeu. Și pentru că pe Dumnezeu îl interesează toată lumea, de aceea suntem bucuroși că unul dintre noi a plecat ca misionar în altă parte din lumea aceasta și ne putem ruga pentru el și îl putem susține financiar și în rugăciune. Și asta este comunitatea lui Dumnezeu. Dar cum ar fi să mă opresc încă un pic în dreptul familiei? Pentru că și familia este o echipă, cred eu. Dar într-o echipă fie poți conlucra, fie poți lucra unul împotriva celuilalt. Și de cele mai multe ori tragedia copiilor noștri vine din faptul că tatăl și mama nu știu să conlucreze în însărcinarea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Spuneam data trecută, responsabilitatea nu e a bisericii, nu e a școlii, nu e a grădiniței, este a părinților. Dar părintele sau părinții care au primit copii, și mă bucur să-i văd desenând și fiind printre noi, care au primit copiii, dragii mei, în primul rând trebuie să învețe să fie ei înșiși o echipă. Suntem diferiți. Eu și Nora suntem la poli opuș. La poli Și doar așa a făcut Dumnezeu din noi un întreg. Eu sunt numai o jumătate și ei cealaltă jumătate. Și gândim foarte diferit și privim lucrurile foarte diferit. Și asta au creat foarte multe scântei între noi. Pentru că eu nu cred că există familii absolut desăvârșite. Vor fi cândva, când vom fi transformați. Dar tocmai în felul acesta ne lucrează Dumnezeu pe unul prin celălalt. Și apoi ne dă și copii. Noi zicem, ne dă copii să-i creștem. Nu, dragii mei. Ne dă copii ca să ne crească. Prin toate durerile prin care trecem, prin toate frământările care vin peste noi, când încep să crească, să ne scoată limba și se întoarcă împotriva noastră. Îți țin minte pe John Lennox, vorbind despre lucrurile acestea, ce mi s-a născut prima fată și am luat-o în mine, era cât o gălușcă. Și m-am uitat la ea și am zis, va crește mare? Și va putea să se întoarcă împotriva mea. S-o meritat să o am. Și el zice, da. Și el a luat exemplul ăsta ca să rezolve problema tatălui ceresc, care s-a întrebat, se merită să-i creez? Când se vor putea întoarce împotriva mea, să-mi scoate limba, să-mi întoarcă spatele, ca Saul a de azi dimineață. Și Dumnezeu a zis, da, ne-a creat cu libertatea de alegere, și noi putem spune da sau îi putem spune nu. Ascultați ce spune înțeleptul Solomon în Eclesiastul. Mai bine doi decât unul. De ce? Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade și nu are cine să ridice. Și dacă se scoală cineva împotriva unuia, doi pot să este împotrivă. Și funia împletită în trei și al treilea, nu nici eu, nici ea, este el, nu se rupe ușor, da. funia împlătită între ei nu se rupe ușor. Dar noi aparținem nu doar familiei și mă interesează nu doar familia mea, ci mă interesează și familia alergită, care este Biserica lui Hristos. Și apoi, pe noi ca biserică trebuie să ne intereseze și celelalte biserici din cetate, comunitatea în care trăim. Și să ne intereseze, dragii mei, tot secerișul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Până la marginile pământului. Dacă mă opresc în dreptul bisericii, și aici același principiu este valabil. Secerișul lui Dumnezeu reclamă, cere un efort de echipă. Biserica este a lui Hristos. Pe urmele lui Hristos sunt cei care au primit darul cărmuirii, apostoli, proloci, evangeliști, păstori și învățători. Și biserica, practic, este chemată pe urmă. Dați-mi voi să vă dau un text care sugerează ilustrația aceasta. Pavel ajunge în Corint și începe să vorbească, să aducă Evanghelia, se naște o biserică. Și la un moment dat spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. El cheamă biserica pe urmele lui Hristos pentru că el însuși se ține pe urmele lui Hristos. Dar el era un apostol, înconjurat mereu cu lucrătorii lui, dragii mei, până și în temnița din Roma, când citești câți oameni îi rostește cu numele și cunoaște peste 100 de oameni, Chuck Swindoll cred că i-a numărat odată, peste 100 de oameni în jurul lui Pavel, ce extraordinară echipă în jurul lui, pentru că el însuși era aliniat pe urmele Domnului Isus Hristos. Acum, ca o echipă să funcționeze, ea trebuie să fie una, dar una. Și unitatea se realizează doar în jurul misiunii și a viziunii care nu e a noastră. Noi o descoperim în Scriptură, a viziunii Domnului nostru Isus Hristos. Dimineața am vorbit despre o, despre o monarhie teocratică, dar cred că știind cei biserica și echipa trebuie să fie teocratică. Cu alte cuvinte, ultimul cuvânt trebuie să-l aibă Dumnezeu, nu noi. Indiferent ce rol joci în echipa respectivă, nu poți avea ultimul cuvânt, pentru că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, este prezent și El. Și cine ar îndrăzni să vorbească în locul Lui? Și de aceea deschidem Scriptura, dragii mei, să înțelegem la ce ne cheamă Hristos, care este viziunea pe care trebuie să o ducem în existență prin rugăciunile noastre și prin truda noastră. Așa cum monarhia în Israel a trebuit să rămână teocratică, eu cred că biserica, fiind a lui Hristos, echipa este supusă lui Hristos și lucrează în ascultare de Hristos. Supusă lui Hristos și lucrează în ascultare de Hristos. Mm. Pentru că Hristos este cel care e capul bisericii, El are, într-un fel, să ne ofere, sau să facă strigarea, să ne cheme pe urme Lui, să ne ofere viziunea Lui. Cum ajungem la lucrul acesta? De ani de zile în biserica noastră ne frământăm să înțelegem cum anume ar trebui să auzim vocea lui Hristos. Da? Noi zicem că este prezent între noi. Modelul îl avem în cele șapte biserici din Apocalipsa. Hristos vorbește unor ființe angelice, îngerului bisericii spunei. Și îngerul bisericii, dragii mei, nu nici păstorul, nici episcopul, nici măcar papa de la Roma. Îngerul bisericii este un înger de 78 de ori în Apocalipsa. Angelos este o ființă divină. Pentru că biserica nu e un club. Biserica este o realitate în care cerul și pământul se leagă. Așa cum eu sunt creștin doar dacă cerul locuiește în mine prin Duhul Sfânt, dacă noi suntem o biserică, doar dacă Hristos locuiește în mijlocul nostru, altfel suntem un simplu club. Așa, dragii mei, noi aparținem și lor cerești și pământului deodată. Am fost așezați în Hristos, în locurile cerești. Și de aceea Hristos poate vorbi cu îngerul bisericii. Fiecare credincios are un înger, ne spune Domnul Iisus Hristos. Noi suntem o realitate spirituală, ținem de o realitate spirituală. Dar când citiți textul mai departe, Hristos vorbește și Duhul interpretează. Și ăsta este modelul. Și de ani de zile ca biserică, noi trecem prin Scriptură și luăm câte o carte din Scriptură, acum suntem în 1 Samuel și-l ascultăm pe Domnul vorbind prin cartea aceasta pentru noi, dar după o vreme se face tăcere și așteaptă Hristos să-i vorbim noi, să-i răspundem la ceea ce ne-a vorbit El. Și în acest tandem dintre vorbirea lui Dumnezeu și răspunsul nostru se limpezește de pe paginile Scripturii lupta, bătălia la care ne cheamă Hristos. Și atunci e nevoie de adunarea întregii biserici în jurul a ceea ce Hristos dorește să realizeze în noi și printre noi. De pildă, am avut Evanghelia după Matei și Menora ca un simbol al acestei Evanghelii, și pe vertical îl avem pe el. Cine ești, Doamne? Pe orizontală suntem noi. Ce vrei să fac? Când îl auzi pe Dumnezeu vorbind trebuie să-i răspunzi. Și pe măsură ce se limpezesc adevărul de care toți avem nevoie, în măsura aceea, ele devin parte din bătălia pastoral-misionară a bisericii. Misiunea bisericii? Faceți ucenici. Două lucruri avem făcut, botezându-i și învățându-i. Dar textul nu se oprește la atâta. Ci în ce anume-i cufunzi și ce anume-i înveți contează. Botezându-i în numele Tatălui, în realitatea pe care Tatăl Fiul și Duhul Sfânt ne-au descoperit-o în Sfintele scripturii Și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit Nu cât știi, ci cât faci contează Să păzească tot ce v-am poruncit Și asta este misiunea pe care Hristos a lăsat-o Bisericii Lui la înălțarea Lui la cer Și nu s-au schimbat lucrurile de-a lungul celor 2000 de ani care au trecut și de aici am derivat noi bătălia noastră pastoral misionară. Ar trebui să opresc computerul și să vă rog să o repetați, pentru că deja trebuie să o știți pe din afară cu toții, să o știm pe din afară cu toții. Dar haideți să mă ajut pe mine, dacă nu pe dumneavoastră. Citiți cu mine. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui prin puterea lui Hristos, iată, eu sunt cu voi, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ, să fim și să facem ucenici. Observați, avem două lucruri, a fi și a face. Niciodată nu trebuie să le inversăm. Nu poți face ce nu ești. Întotdeauna, Hristos ne face după chipul și asemănarea sa. Mai întâi este și apoi ne cere să fim, da? Și prin Duhul Sfânt El lucrează să devenim ceea ce El așteaptă să fim și ceea ce El este. Și asta este scara devenirii cristice despre care vom vorbi mâine seară, dacă Domnul ne va ajuta. Dar care sunt instrumentele? Pe păi ca să fiu trebuie să sporesc și ca să fac trebuie să contribui, da? Mai întâi mă preocup eu, mă iubesc pe mine ca în devenirea mea cristică, apoi ajut pe alții să facă lucrul acesta, să sporim, să contribuim la cunoașterea lui Hristos și să ne încurajăm la ascultarea, la ascultarea de El. Ca echipă, am spus că Secerișul Dumnezeu reclamă un efort de echipă. Cheia biruinței este spiritul de echipă. Spiritul de echipă. Și, dragii mei, noi românii suntem lupi singuratici, în general. Și eu vorbesc despre mine. Pe mine mă puteți închide în fața unui computer să mă lăsați în pace și eu îmi văd de viața mea. Dar am promis Domnului că oricine sună la ușa mea să-i deschid ușa, să pun jos hârtiile. Așa am procedat și cu copiii mei când aveam nevoie de mine, deși aveam deadline-uri, căs determinat, închideam totul, puneam toate lucrurile jos și stăteam cu ei până când se rezolvau problemele. Îi ascultam ce vorbesc, ce muzică ascultă, eram printre ei. Spiritul de echipă înseamnă să începi să vorbești aceeași limbă, să crezi în aceleași lucruri, să te lupți pentru aceleași adevăruri. Imaginați-vă ce important este să există între soț și soție un spirit de echipă. Dar de unde să iau principiul acesta? Păi aș cita câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, începând cu versetul 1 în Ioan. După ce a spus aceste lucruri, Domnul Iisus, ca și nebucadnețar, azi dimineață și-a ridicat ochii spre cer și a zis Tată, tată, ce scrie acolo, ajutați-mă! A sosit ceasul, cu alte cuvinte, sunt la sfârșitul alergării mele, sunt pe punctul de a pleca acasă, de a mă întoarce de unde am venit. Dragii mei, așa cum Hristos a venit de la Tatăl, se întoarce la Tatăl, așa fiecare muritor vine de la Tatăl, se întoarce la Tatăl, ne spune Eclesiastul. Când se rupe fune de argint, țărâna se întoarce în pământ, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Noi venim de undeva, suntem aici să ne pregătim pentru ceva și ne vom întoarce de unde am venit. Din păcate, unii am falimentat, alții am Și Domnul Iisus spune, a sosit ceasul, proslăvește-mi la tine însuți, da? Cu slava pe care o aveam la tine înainte de întemeirea lumii, va spune El. Și Domnul Iisus Hristos continuă. Ajutați-mă să vedem. Citiți cu voce tare. Eu? ce înseamnă al proslăvi pe Tatăl să sfârșești lucrarea pe care ți-a dat-o. Și dacă nimeni nu poate sta cu mâinile în sun, toți avem o lucrare. Dai un pahar de apă, dă numele Domnului și dă cu bucurie. Dar fă de dragul Lui, fără să aștepți nimic în schimb. Și atunci pot spune, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și versetul 5, și? înainte de întemerea lumii. proslăvește mă la tine cu slava pe care aveam la tine înainte de întemerea lumii. Versetul 13 spune, acum eu vin la tine, Sfinte Tată. Acum eu vin la tine. Dar ce se întâmplă cu ucenicii care rămân în urma mea? Asta este marea întrebare din textul nostru. Și dacă mă uit mai departe la textul nostru, zice, până acum i-am păzit eu. Dar dacă plec, ce se întâmplă cu ei? Tată, ți dau ție de acum. Eu mă duc la cruce și pun în grija ta. Acum, tatăl ar fi spus, ne pare rău, dar în Sfânta Treime, în echipa noastră, fiecare își are rolul lui. Așa că, îmi pare rău că tu trebuie să pleci și îi treaba ta ce se întâmplă cu cenicii. Nu erau ai mei, de la tine am primit și acum trebuie să-i dau înapoi. Spiritul de echipă, dragii mei, nici măcar nu poate gândi în felul acesta. Ce al meu e al tău și ce al tău e al meu. Există o echipă doar care crede împreună și luptă împreună pentru ceea ce crede. Da? Pentru ceea ce crede. Doar atunci există un spirit de echipă. Știi ce spune? El nu te rog să iei din lume, ci păzește-i de cer rău. Cine? El pleca. El nu mai putea face lucrul acesta și îl roagă pe tatăl. Și eu nu l-am auzit niciodată pe tatăl zicând, asta nu-i treaba mea, e treaba ta. Și din păcate, ai să frâng lucrurile între noi, dragii mei, ai să frâng lucrurile între noi. Pentru că n-am ajuns să credem împreună în același lucru și să luptăm împreună pentru același lucru. Și atunci fiecare cu jucăria lui și fiecare cu ce are de făcut. Și de aici se frâng, lucrurile se opresc, lucrurile. <coughs> în Ioan capitolul 17, spiritul de echipă este prins în versetul 10. Și uitați-vă ce conține versetul 10. Mi se pare că este versetul care, într-un fel, ilustrează spiritul de echipă în familie, în biserică, la locul de muncă, indiferent în ce context este o echipă care conlucrează împreună. Tot ce este al meu este al tău, spune Domnul Isus vorbește. Tată, tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu. Al cui sunt lucrurile ale noastre? Spune Tatăl Fiul prin Duhul Sfânt, ale noastre. Cu alte cuvinte, tot ce este al meu este al tău. Cât de bine trebuie să înțelegem misiunea, viziunea pe care o avem, să ne coagulăm, să ne adunăm în jurul acestei viziuni, dragii mei, ca să nu dăm vina unul pe altul, să nu ne scuturăm de responsabilitatea celuilalt. Dacă unul scapă, celălalt se ridice. Și dacă nu o poți face altfel, cel puțin pe genunchi și rugăciune, pentru că noi suntem împreună cu Hristos conlucrător cu spre slava Tatălui Ceresc. Tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu. Dar spiritul de echipă se cultivă, el nu se întâmplă. Și dacă aș termina cu lucrul acesta, este foarte important să știm unde e ținta și să facem tot ce ține de noi ca să ajungem la ea. Cum se cultivă spiritul de echipă? În primul rând, întărind relațiile dintre noi. Și comunicarea între soț și soție este absolut esențială, este liantul care ține pe cei doi la oaltă. La Dragii mei, <coughs> v-am mai spus povestea mea a unui tânăr din Portland care vorbeam acolo și a venit la mine să vorbească, era, avea o supărare în familie și nu a avut timp să... Erau tare mulți clujeni și în ultima seară a venit cu o jumătate de oră mai repede și mi-a spus povestea lui. Deci am trei joburi și o nevastă și trei copii și nu pot mulțumi cu nimica. Și am zis, ascultă predica, stau cu tine la 12 noaptea dacă vrei. După ce am terminat de vorbit, l-am întrebat, mai e vreo întrebare? Și a plecat capul în pământ și nu mai am niciuna. Dragii mei, dacă n-ai timp să comunici cu soția ta, cu copiii tăi, cu membrii echipei în care ești, dacă n-ai timp să cultivi relațiile, să întărești relațiile, nu te aștepta ca unul să fie cea și altul hois. Asta este o realitate. Dar bătălia nu e a noastră. Secerișul nu este al nostru. Și atunci, de dragul lui, de dragul lui, trebuie să depună efortul acesta de a întări relațiile dintre noi. <coughs> Uitați-vă la Domnul Isus care se pregătea să meargă la cruce, să-i pună pe ucenici în mâinile Tatălui. Vă dau o poruncă nouă, nu zece, una singură să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Asta va fi succesul echipei voastre. Biruința echipei voastre. Prin aceasta, nu prin tratatele de evangelizare pe care le împărțim, dragii mei, și prin programele care le facem, ci prin relațiile dintre noi. A, dar noi nu mai avem context pentru așa ceva. Noi suntem împrăștiați peste tot, ne vedem o jumătate de oră aici la întâlnire și ce relații se există între noi. Suntem unul în ceafa celuilalt. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Și în ultimul rând, încurajându-ne ce anume? Contribuția fiecăruia la realizarea misiunii. Uitați-vă la trupul meu. Am multe mădurare. N-au toate aceeași funcție. Dar este extraordinar cum mâna mea vine să compenseze ceea ce ochii mei nu mai văd. Și la noi în casă se strică lucrurile. Eu știu cum funcționează, dar nu le mai văd. Și atunci degetele mele mă ajută să strâng șuruburile, să repar lucruri. Și așa trebuie să fie într-o echipă. Dragii mei, când te încurajez ochiul mai face ce face, dar mă ajută mâna, mă ajută urechile. Mă ajută de multe ori Nora, mă duc la ea, zice, citește-mi, te rog, câtă glicemie am pe ecran. Și în felul acesta, o echipă con și ne încurajăm unii pe alții în contribuția fiecăruia pe care o avem la realizarea planului lui Dumnezeu, la adunarea grinelor de pe ogorul lui Dumnezeu. Suntem la cina Domnului. Ne adunăm în jurul lui Hristos, la masa lui Hristos, ca să ne încurajăm unii pe alții la ascultare de Hristos, ca să înțelegem și pe urmă să ne aliniem după El, respectând principiile implicării în misiunea lui Hristos. Dați-mi voie doar să le înșir și să închei. cerișul dragii mei, vizează oamenii. Nu ziduri, nu programe, oameni. Când ne adunăm la oaltă, fă timp să dai mâna cu cineva, să-i zâmbești, să-i pui o întrebare, să te rogi lângă el. Să Săcerișul Dumnezeu vizează oamenii. Săcerișul lui Dumnezeu este croit pe măsura lui, nu pe măsura mea. E normal să fie mult dincolo de puterile și resursele mele. Dar al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el. Toate resursele sunt ale lui. Și Ada a zis, am învățat să mergem înainte, chiar dacă nu avem niciun semnal din partea Domnului că ne-ar fi trimis finanțele pentru proiectul care l-am făcut pentru cei 50 de surdomuți din Madagascar. Visează la ceea ce s-ar putea face. Nu te lăsa limitat de ceea ce se poate face. Iar când intri în secerișul Domnului, să nu cumva să ai impresia că tu singur rezolvi toate lucrurile, uite-te în jur și adună oameni lângă tine, reclamă un efort de echipă. Și echipa se unește în jurul unei viziuni, dragii mei, și esența biruinței stă în spiritul de echipă. Ori spiritul de echipă trebuie lucrat la el, trebuie într-un fel cultivat. Cum? întărind relațiile dintre noi și încurajându-ne sau încurajând contribuția fiecăruia la realizarea misiunii. Și ca să ne pregătim pentru următoarea cină, într-o echipă contează credincioșia și nu locul pe care îl ai și îl împlinești în ea. Dragii mei, unii nu pot da decât un pahar de apă în numele unui ucenic. Va primi exact aceeași răsplată ca prorocul, ca ucenicul. Nu contează ce faci într-o echipă, ci contează cum faci lucrul acesta de dragul lui Hristos. Uitați-vă la ultima imagine. Am tatăl, fiul și Duhul Sfânt. Da? De la ei am plecat, de la Sfânta Treime. Fiul îl proslăvește pe tatăl, Duhul îl proslăvește pe fiul. Fiecare are lucrarea lui. Cu toate acestea, niciodată nu-i auzi plângându-se, o, tată, tu ai mai multă cinste decât mi se cuvine mie, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotriva cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rof, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și tatăl, dragii mei, pentru că s-a supus dreptului judecător, l-a înălțat mai pe sus de orice nume, ca numele Lui să plece orice genunchi și orice limbă, să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos. Niciodată nu-L auzi vorbind despre sine, decât rare ori. Întotdeauna îl înalță pe Hristos, Duhul Lui Dumnezeu. Roluri diferite, dar o unitate desăvârșită, pentru că într-o echipă, în sfânta echipă, contează credincioșia. Știți ce spune Domnul Isus? Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Voia celui ce m-a trimis. Tată, te-am proslăvit pe pământ. Proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care aveam la tine înainte de întemeria lumii. Noi trăim în perioada Duhului Sfânt. Și, dragii mei, Duhul Dumnezeu ne poate da puterea și înțelepciunea să imităm tiparele pe care Dumnezeu însuși, triunul Dumnezeu, le așează înaintea noastră. Amin.